Acest proiect este finanțat de Departamentul pentru Români de Pretutindeni cu o valoare de 154.230 de lei, fondurile fiind destinate promovării imaginii României la nivel european. Unitatea administrativ-teritorială Drăgătești, în parteneriat cu Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș-Târgu Jiu și Asociația Centru Cultural Balada din Gijón, anunță relansarea proiectului Interferențe Cultural-Artistice Român-Spaniole în Asturias, ediția 1, proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Valoarea finanțării aprobate este de 154.230 de lei, fondurile fiind destinate promovării imaginii României la nivel european și educației tinerei generații în spiritul respectului față de valorile românești. Proiectul Interferențe Cultural-Artistice Româno-Spaniole în Asturias contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor românești și se va desfășura în Spania pe 16 noiembrie 2024 pentru 100 de copii și adulți. Proiectul Interferențe Cultural-Artistice Româno-Spaniole în Asturias contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a elementelor identitare românești, tradiții, obiceiuri, personalități culturale, evenimente naționale importante, pentru un număr de 100 de copii stabiliți în Gijón, prin participarea acestora la spectacolul de muzică tradițională românească, susținut de artiști îndrăgiți de publicul iubitor de folclor, Nicoleta Lătărețu, Elena Balan, Cornelia Bodescu, Petronela Budnariu, acompaniate de orchestra ansamblului folcloric Maria Lătărețu a Școlii Populare de Arte Constantin Brâncuș-Târgu Jiu. De asemenea, participanții vor lua parte la ateliere Meșteșugărești interactive, unde vor avea ocazia să descopere frumusețea și complexitatea meșteșugurilor de altă dată. Repertoriul spectacolului va cuprinde, pe lângă piese vocale gorjenești, piese tradiționale din toate regiunile etnofolclorice românești, astfel încât toți participanții să se regăsească în spectacol. Ansamblul Doina Jilțului al Unității Administrativ-Teritoriale Drăgătești va completa programul artistic cu piese interpretate la nai și fluier, precum și cu suite de dansuri specifice tuturor regiunilor istorice românești, oferind publicului o experiență culturală complexă și autentică. Spectacolul muzical coregrafic și atelierele meșteșugărești pregătite cu atenție de artizanii Claudia Drăghescu, Daniel Ciuncanu, Marian Măgureanu, Radu Crăciunescu vor avea loc pe 16 noiembrie la Muzeul Satului din Asturias, începând cu ora 13. Cei care vor participa la acest eveniment vor avea oportunitatea de a urma cursurile de arte tradiționale pe care Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș le poate oferi de la distanță în regim online. La rândul său, Asociația Centru Cultural Balada din Gijón va aduce în fața publicului cântece tradiționale și dansuri populare tipice din Asturias, precum și demonstrații de gastronomie tradițională românească. Proiectul creează oportunitatea ca participanții să poată urma cursuri de arte tradiționale pe care Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș-Târgu Jiu le poate oferi inclusiv de la distanță în regim online. Totodată va fi consolidat parteneriatul cu Asociația Centru Cultural Balada prin organizarea și desfășurarea de activități atât fizice cât și online, destinate conservării tradițiilor și obiceiurilor autohtone. Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș a organizat numeroase evenimente culturale destinate conservării tradițiilor și obiceiurilor autohtone și promovării imaginii României în afara granițelor țării.